v-am găsit. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la evenimentul nostru de astăzi și la proiectul pe care l-am avut în municipiul Onești de pe 28 iunie până pe 16 iulie, cel de colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice de la domiciliul dumneavoastră, unde ca și partener și implicație activă în această acțiune au fost Consiliul Județean Bacău, Primăria Municipiului Onești, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Bacău, Agenția de Protecție a Mediului Bacău, Asociația Onestin, Liceul Gheorghe Asache din Onești și, nu în ultimul rând, cei care au făcut totul posibil, operatorul local de colectare Autogrin și Asociația Română pentru Reciclare RORE. Cu încântare vreau să-i mulțumesc în mod special doamnei Anca Hurlubei, responsabila de mediu al Primăriei Municipiului Onești, care s-a implicat activ în această campanie și care de fiecare dată a depășit așteptările, și doamnei Liliana Andrușcă, care au făcut ca această campanie să fie posibil. Alături de noi este domnul Adrian Jicu, viceprimarul municipiului Onești, domnul Cătălin Covaci, directorul ajunct al DIS Bacău, și doamna Maria Ionoș, reprezentant al APM Bacău, și, în ultimul rând, domnul Răzvan Anton, care este operatorul de colectare Autogrin, care a făcut această campanie posibilă. Iar eu, în calitate de consilier județean, vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru această acțiune. Iar ca în calitatea pe care o am de expert pe managementul deșeului, voi modera această conferință de presă. În data de 28 iunie a început o mini-colectă pe Onești, prin care orice cetățean care a sunat la un număr de telefon care va rămâne valabil pe toată perioada anului 0785151151 și am ridicat deșeurile electrice, electronice și electrocasnice de la domiciliul cetățenilor municipiului Onești, gratuit, iar în schimbul acestor deșeuri electrice, pentru a-i motiva, operatorul Autogrin a pus la dispoziție niște premii pe care le vom împărți astăzi în direct alături de dumneavoastră. Campania a depășit așteptările prin implicarea administrației locale. Am avut peste 130 de comenzi, 1015 bucăți de deșeuri electrice și electronice s-au strâns și au fost 19.329 de kilograme de deșeuri electrice care s-au colectat în timp de 3 săptămâni din municipiul Onești, ceea ce este o cantitate semnificativă. Pentru a nu lungi foarte mult această conferință de presă și a trece la lucrurile care ne interesează și premierea oneștenilor, îi voi da cuvântul doamnei Ionoș de la Agenția de Protecție a Mediului să ne zică două cuvinte, după care vom trece la tombă. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc pentru invitație și că mi-ați acordat prilejul să văd că activitatea de la Bacău nu a rămas una singură fără tovarăș. Și cum omul sfințește locul, se vede atunci când mâna gospodarului se implică, se obțin și rezultate pe măsură. Cantitatea de deșeuri colectate, da, e adevărat, constat că este mai mare decât la Bacău. Poate și pentru că nu s-a mai desfășurat de mult campanii de colectare de astfel de deșeuri în această localitate. Bunul obicei, de mai bine de 10 ani, acea campanie Marea de Barasare, pe care unii dintre dumneavoastră poate vă mai amintiți, s-a cam încheiat și a trebuit să intervină o activitate de genul acesta care să arate că prin casele oamenilor, a oneștenilor, mai există încă deșeuri care nu prea pot fi aruncate oriunde, precum deșeurile menajerii sau chiar ambalajele sau deșeurile de plastic, căci nici acelea n-ar trebui aruncate peste tot. Și pentru că există o țintă de colectare și de reciclare, mai ales pentru
acest tip de deșeuri, campania a fost binevenită. Și mă bucur că cetățenii care au dorit să scape de ele vor fi și premiați, care vor fi aceia, vom vedea. Sperăm că acest bun obicei o să se reia și cu alte ocazii și să se obțină rezultate pe măsură. Meritul este în primul rând al oamenilor din primărie, de aici doamna Hulbei, am înțeles, care s-a implicat și în prima dată când APM colaborează cu doamna și obține rezultate pe măsură. Și toți cei factori, ceilalți factori responsabili care s-au implicat, ca să arate că atunci când există voință, există și rezultate pe măsură. Sperăm ca cu virgulă, cantitatea colectată, să ne apropiem puțin de acea țintă de colectare a acestor deieuri și sperăm că și la următoarele ediții ale campaniei să se obțină rezultate pe măsură, dacă nu mai mari. Încă o dată, felicitări! Mulțumim Agenției de Protecție a Mediului pentru sprijinul pe care ne-l acordă la fiecare campanie de colectare. Vreau să mulțumesc și administrației locale Onești pentru implicarea activă domnului primar, domnului vice și aparatului din administrativ și responsabilor de mediu și oamenilor care s-au implicat activ. Domnul vicepreședinte Geru Panfil, care și el a fost foarte implicat în această campanie și salută acest demers. Și voi da cuvântul și domnului director Cătălin Covaci al Agenției de Dezvoltare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Bacău, cărora țin să le mulțumesc pentru că dacă pe timpuri auzeam tot felul de scandaluri, cum vedeți și dumneavoastră prin presă de la alte administrații locale sau consilii județene sau primării de sectoare sau de prin țară, vreau să vă zic că prin implicarea lor s-au rezolvat în mare parte și se rezolvă, încă se rezolvă, se lucrează la asta, problema deșeurilor din județul Bacău. Vă mulțumesc frumos pentru voci. Bună ziua! În completarea celor spuse de doamna Ionos, reprezentant Agenției de Protecție a Mediului Bacău, țin să precizez faptul că în municipiul Onești au fost desfășurate și înainte campanii de colectare a deșeurilor din echipamentele electrice și electronice. Sunt două campanii pe an care sunt desfășurate cu ajutorul operatorului de salubrizare licențiat care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Onești, Sece, Romprest, Service SA. Într-adevăr, această campanie are niște rezultate deosebite. Felicităm organizatorii și autoritatea publică locală care s-a implicat într-un mod deosebit. Adis Bacău sprijină toate campaniile care duc la colectarea separată a acestor categorii de deșeuri și la îndeplinirea țintelor de reciclare și reutilizare a acestor deșeuri. Încă o dată, felicitări organizatorilor. Deșeurile electrice și electronice sunt un flux special din cadrul deșeurilor. Ele sunt împărțite și pe deșeuri periculoase și nepericuloase. Televizoarele, de exemplu, cu conțin plomb, sunt încadrate în categoria deșeurilor periculoase, frigiderele, la fel, din cauza freonului și nu neapărat din freonului din instalații, cât și a freonului din carcasa frigiderului. Și pun probleme destul de mari comunităților. Din cauza aceasta, operatorul de colectare a venit în sprijinul administrațiilor locale de județul Bacău și văd că se implică și face o treabă foarte bună în privința colectării acestui flux de deșeuri. Acestea fiind spuse, voi trece rapid prin premiile pe care le avem de acordat și vom trece la premierea câștigătorilor care au predat astfel de deșeuri în cadrul acestei campanii și în schimbul deșeurilor s-au dat niște etichete de tombolă unde pot câștiga unul dintre cele 20 de premii după cum urmează. Avem două prese de citrice, două mașini de călcat, două cafetiere, trei aspiratoare cu sac, două mixere, două mașini de găuri cu percuție, trei polizoare unghiulare și trei șurubențe cu acumulator.
Vă rog frumos să trecem la, la premierea persoanelor. În această tombolă s-au depus toate, toate biletele de tombolă și vom, vom începe prin, prin premiera celor ce au câștigat presele de citrice. Și zic că, doamna, eu știu că, cred că puteți face dumneavoastră un ordine. Deci două prese cu deci. Ar fi ce? Pe Victor Alea Podei. Cum? Ar fi pe Victor Alea Podei. Domnul Arvinte Victor a câștigat o presă de citrice și puteți să mai extrageți, nu? Baideș, Iliana, strada parcului numărul 1 cu 31. Babeș. Iliana. Alea parcului numărul 1. Așa, ok. Vom trece la două mașini de călcat. Domnul viceprimar, dacă vreți dumneavoastră. Înăuntru Dumitru. Strada Tineretului. Numărul 12 cu 38. Domnul Arnăuntru Dumitru a câștigat o mașină de călcat. Și Brânceanu Maria. Și doamna Brânceanu Maria. Strada Scurtalului, numărul 54. O mașină de călcat. Două cafetiere, doamna Ionuș. Doamna Mărășteanu Emilia, de pe strada Crașinului, numărul 3, a predat tot un trei televizoare. Televizor 3. Da. Domnul Covaci, trageți dumneavoastră, dați aspiratoarele cu sac? Da. Silvia, strada General Radu Rosetti. Doamna a predat un televizor și un monitor. Al doilea aspirator ajunge la doamna Pătrașcu Tatiana, strada Alexandru Ioan Cuza. Doamna a predat două frigidere, trei televizoare și o mașină de cusut. Al treilea aspirator este câștigat de domnul Marinescu Petru Bogdan, strada Jupiter, numărul 1. Domnul a predat o imprimantă, un televizor și un aspirator. Două mixere, dacă vrea cineva din presă să ne, să ne ajute cu extragerea. Roman Vasilica, strada Păcii, numărul 9, și-a predat un casetofon. Doamna Roman Vasilica a câștigat un mix. Două, pardon, n-am văzut. Și câte mixere sunt? Două sunt. Andrieș Nelu, Caraclău, numărul 8, și-a predat trei televizoare, nu văd mai departe. Unitate centrală, cuptor cu microunde și o cotă. În continuare avem trei mașini de găuri cu percuție. Așa, mergem pe... Hai, unde tu? Eu. Hai.
3, da? Iamandi Bogdan. Cum? Iamandi. Da, strada Calea Caraclou, 10A. Nu i-am mai de bobă, am câștigat o mașină de ruri. Cât mai e? Încă una? Te mai sunt? Încă două. Deci. Bălan Margareta, Bulevardul Oituz, 24-31. Da. Televizor. Da. Și a Ștefănoaiei, Mariela, Bulevardul Oituz, apartament 3, un monitor. Avem 31 rubelițe cu acumulator, continuare, răzvan dacă... Deci pentru șurubelniță cu acumulator, 2 a câștigat o șurubelniță cu acumulator. Doamna Verdeș Saschia, de pe strada Avântului numărul 14, a predat o unitate centrală, o imprimantă și două monitoare, a câștigat o șurubelniță cu acumulator. Și avem... Doamna Burducea Maria, a predat un frigider de pe strada Ana Ipătescu, numărul 2B, a câștigat tot o șurubelniță cu acumulator. Și mai avem de extras 3 polizoare unghiulare. Vă rog, domn, dacă toți sunteți aici în față. Avădanei Artemiza, strada Oituz 14-12, 3 televizoare, predat. Niță Liviu, Radu Rosete, numărul 6, apartamentul 2, centrală, monitor, combina. Și Tudor Costică, strada 1 Mai, 2-19, Aragaz. Ca să recapitulăm câștigătorii premiilor. Deci, domnul Arbinte Victor a câștigat o presă de citrice, doamna Babeș Liliana, tot o presă de citrice, mașinile de călcat au fost câștigate de domnul Arnăutu Dumitru și doamna Vrânceanu Maria, cafetierele au fost câștigate de doamna Chiper Magdalena și domnul Mărășteanu Emilian, aspiratoarele cu sac de doamna Manciu Silvia, doamna Pătrașcu Tatiana și domnul Marinescu Petru Bogdan. Mixerele au fost câștigate de doamna Vasilica Găma și domnul Andrieș Nelu. Mașina de găurit a fost câștigată de domnul Iamandei Bogdan, doamna Bălan Margareta și doamna Ștefănoaie Marinela. Șurubelnițele cu acumulator au fost câștigate de domnul Andan Iojă, domnul Verdeș Saschia și doamna Burducea Maria. Iar polizoarele unghiulare au fost câștigate de Avădanei Artemiza, Niță Liviu și Tudor Costică. Acestea fiind spuse, se încheie și campania noastră de colectare a deșeurilor electrice în municipiul Onești. Numărul 0785151151 rămâne valabil în continuare și puteți suna oricând pentru predarea unor echipamente electrice și electronice cu preluare gratuită de la domiciliu. Încă o dată vrem să mulțumim partenerilor implicați, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Onești,
ADIS Bacău, APM Bacău, Liceul Gheorghe Asachi din Onești, Asociația Onestin și, în ultimul rând, Asociației Rorec și Operatorului Octogrim. Și vreau să o felicit încă o dată pe doamna, să le felicit pe doamnele Anca Curlubei și Liliana Andrușcă, care s-au implicat activ în această, campanie de colectare. Iar acest flux de deșeuri va fi gestionat foarte bine în continuare, atât de operatorii de salubritate, cât și de operatorul Octogrim, care se va implica activ în, colectarea acestor tipuri de deșeuri. Vă mulțumesc frumos pentru participare și vă urez o săptămână cât mai bună. Zi bună!